autenticului, ansamblu care a împlinit anul trecut 50 de ani, anul ăsta a împășit pe al 51-lea an de existență. Este un ansamblu care, de fapt, include trei generații, părinți, copii și nepoți. Cred că este una din realizările cele mai mari în cadrul unui ansamblu. Să păstrezi trei generații și să le pui în cadrul același ansamblu, bineînțeles, și să le pui în valoare generațiile. Nu ne este ușor în zilele noastre când ne invadează non-valoarea, dar cu ajutorul primăriei din orașul Rupea reușim să facem ceea ce ați văzut și dumneavoastră, ceea ce vedeți și ceea ce veți vedea în continuare. Este la ediția 44-a această manifestare și ansamblu organizează această manifestare mai exact de 12 ani. S-a implicat în totalitate și, lipsit de modestie, vreau să vă spun că de fiecare dată a fost o reușită. Prin faptul că am reușit să adunăm lume dornică de frumos, iar pe tineri am reușit să le distragem atenția de la cluburi într-o seară mirifică ca aceasta. Acum, eu trebuie să vă spun că mie deseori mi se întâmplă să mă întrebe lumea care este legătura între fizică și muzica populară. La dumneavoastră bănuiesc că sunteți legătura între ceea ce înseamnă iubirea față de înconjurătoarele noastre, mai puțin vorbitoare, și ceea ce înseamnă tradiția noastră. Și mai e încă o chestiune care vă aduce aici la Rupea dumneavoastră, găsindu-vă de regulă în Târgu Mureș. Suntem în județul Brașov, la Rupea, și iată vă ocupați de acest grup. Care este legătura dumneavoastră sau o altă legătură pe care o aveți cu această zonă Rupea, Brașov, cântecul de aici? Deci, în primul rând, vreau să vă spun că dumneavoastră acum vă găsiți acasă la mine. Eu sunt de aici. Sunt din Rupea și împrejurările au fost de așa natură ca eu la un moment dat să părăsesc Târgu Mureșul pentru a-mi exercita o latură a meseriei aici, dat fiind faptul că tata a decedat, am venit aici alături de mama, bineînțeles, familia mea la Târgu Mureș, relațiile toate sunt la Târgu Mureș, prietenii îmi sunt la Târgu Mureș, o parte din suflet îmi este la Târgu Mureș. Am dorit ca pe lângă activitatea profesională să arăt ceea ce am învățat în extrașcolar în timpul facultății. Am făcut parte din ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților. Am activat sub bagheta maestrului Dumitru Fărcaș, fapt care m-a determinat să îmbrățișez arta uneltirii instrumentului numit taragot. Mă mândresc că sunt unul dintre cei patru învățăcei ai maestrului Fărcaș și pot să vi și enumer Petrică Pașca, Dan Gâdea, Ioan Bergi și Radu Gheorghe. Cu voia dumneavoastră, Radu Gheorghe. Eu știam că aveți o rădăcină aici, de asta vă întrebam cum lăsați, chiar dacă ați devenit acum Târgu Mureșan prin adopție, cum lăsați Târgu Mureșul așa din când în când să vă mai aruncați un pic până acasă la cântecele de pe aici. Priviți un pic spre Cohan și spre toată zona asta târnavelor. Ce anume
oferă grupul Junii Cetății din perspectiva repertoriului pe care îl valorificați? Ale cui cântări le cântați dumneavoastră, vorbind generic despre acei oameni care odată și odată v-au dat niște cântece sau de la care ați preluat din mers niște cântece, transmițându-le mai departe? Pe ale cui doruri le cântați dumneavoastră cu grupul Junii Cetății? În primul rând vreau să vă spun că acest ansamblu, pe acest ansamblu l-am preluat de 10 ani, am preluat conducerea acestui ansamblu. Acest ansamblu a avut cântece, a avut repertoriu, acest ansamblu a avut cineva grijă de el. Au fost totdeauna oameni care s-au implicat în această activitate. Oameni cu mare suflet. În ansamblu avem, de exemplu, persoane care sunt de la începutul ansamblului. Pot să îi enumăr pe profesorul cantor Mircea, Borcoman Gheorghe, doamna Burlacu Ana, doamna Dumitru Iulia, acești oameni au fost de la începuturilor. Deci de când s-a înființat ansamblu. Probabil că întrebarea mea n-a fost suficient de bine formulată. N-am spus că ați fi luat de la cineva niște cântece și le-ați cântat dumneavoastră. În mod plastic spus, ale cui cântări le cântați? A cui oameni, ce suflete își transmit gândurile prin cântările dumneavoastră? A cărei zone simțiți că aparțineți aici? A căror oameni din zona aceasta aparțineți aici? Deci noi aparținem în primul rând bazinului etnofolcloric Târnavele, care de aici de la noi pornesc Târnavele și Hârtibaciu. Este o confluență, o convergență, de fapt, a celor două zone. Aici, în acest unghi, se termină sau încep. Amândouă sunt valabile. Da. N-am reușit până acum să determin exact încep sau se termină aici. Cert este că noi, ansamblu, a preluat cântece, repertoriu de la soliști, de la soliștii cei mai îndrăgiți din zonă, din zona Târnavelor, din zona Hârtibaciului, după cum vedeți și dumneavoastră astăzi alături de noi la această manifestare. O avem pe îndrăgita doamnă Maria Lia Bologa. Deci practic din Marpot, exact, de pe Hârtibaci. De ce pe Hârtibaci? Dânsa are o vorbă. Zice, îți numai peste deal de voi. E foarte adevărat, pentru că Hârtibaciu, de fapt, izvorăște din județul Brașov, de la 18 km de aici, de la Bărcut. Și ceva ne leagă. Ne-am regăsit și ne păstrăm și vrem să mergem înainte. Ne consiliază foarte bine. O ascultăm și ne bucurăm că este alături de noi. Avem legături cu sighișorenii, cu oamenii care păstrează aceste melodii frumoase. N-aș putea să vă dau nume de artiști pentru că poate aș greși că nu l-aș enumera pe unul. Avem melodii și cântăm melodii a celor mai cunoscuți artiști consacrați de muzică populară pe care din această zonă, dar și a prietenilor noștri de mai departe. De exemplu, din zona Pădurenilor, Drăgan Muntean mi-a fost un prieten extraordinar. Dumnezeu să-l odihnească. Și păstrăm legături cu toți artiștii cărora le place ceea ce facem.
nu deseori mi se întâmplă sau nu atât de des mi se întâmplă pe cât mi-aș dori eu, ca să stau față în față cu oameni de la care am ceva de învățat, mai ales că dacă vorbim de Maria Tănase Marin, trebuie să spunem neapărat că în spatele acestui nume, pe lângă muzica populară, pe lângă artistul Maria Tănase Marin, se află și omul de televiziune care ar putea chiar în această emisiune să ne mai spune câte ceva din micile secrete pe care trebuie să le știe un moderator, un realizator, unul dintre aceia din televiziune care ies așa pe câmpurile noastre pline de oameni deosebiți și știu exact la cine să meargă și ceea ce trebuie să facă. Stimată doamnă, pentru că sunteți venită în Ardeal, dați-mi voie să vă urez pentru început bun venit în Ardeal, bun venit la noi acasă și cu gândurile noastre bune să începem direct discuția noastră, întrebându-vă dacă ar fi să fiu eu ucenicul dumneavoastră, cu ce gânduri m-ați primi? În primul rând, bună ziua și eu spun telespectatorilor și spun faptul că mă simt foarte bine în Ardeal. De fiecare dată, oriunde aș merge, oamenii sunt foarte primitori. În ceea ce privește ucenicia, lucrurile nu sunt chiar atât de simple și nu sunt teoretice. Așa. Cu cea mai mare plăcere accept lângă mine oamenii doritori și pasionați de această muncă de televiziune. Și ce să spun? Că cel care pășește și face o muncă de televiziune trebuie să fie puternic motivat să o facă. Iar motivația vine de la suflet și trebuie să ai pasiune. Motivația vine de la timp, trebuie să ai timp, și de la perseverența în a învăța. Tot timpul trebuie să știi. Dacă nu știi, nu poți să faci această muncă. Nu vorbesc numai de ceea ce face un redactor. Trebuie să știi, atunci când coordonezi o echipă, ceea ce face fiecare membru al echipei. Un fel de regizor. Un fel de regizor, da. Eu, de fapt, aș putea spune, mi-e drag acest cuvânt, nu știu dacă i-am atins cotele înalte, munca regizorală este foarte interesantă. Dacă spiritul creativ te ajută, cu atât mai mult poți să scoți, într-adevăr, emisiuni de care să fii mândru și să simți că ai realizat ceva pentru privitori. Întorcându-ne la anul 2014, anul în care ne aflăm noi, nu sunteți astăzi nici într-un caz singură. O echipă a televiziunii publice nu este niciodată una mică și sunteți alături de imaginea care apare acum dumneavoastră stând în spatele unei emisiuni Popasuri Folclorice pe canalul 2 al televiziunii publice și împreună cu, așa cum o știm noi, Roxana de la Popasuri Folclorice. Astăzi ați îmbrăcat-o în mireasă de rupea. Nănașă. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să fiu alături de doamna Maria să pot spune câteva cuvinte. Mă bucur să fiu în Ardeal, e o atmosferă caldă de fiecare dată când ajungem aici. Ce anume, pentru că sunteți, hai să spunem, venite din spre București, spre locurile acestea pe care noi suntem obișnuiți cu ele și cu oamenii și cu vocea și cu graiul lor și cu modul în care se îmbracă, ce anume vă frapează în sensul pozitiv atunci când veniți încoace? Care este dorința cea mai mare pentru care veniți aici? Să vedeți, să auziți, să simțiți ceva de la ardelenii aceștia de aici? Toate la un loc. Dar ce îmi place mie foarte mult, că și când e aprobare și când nu, se spune da, nu, 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 și când spui da, nu, dar și când spui nu, nu, da, e un grai foarte plăcut auzului. Noi am realizat în aceste zile, cred că două episoade de documentar artistic, pentru că emisiunea Popasuri Folclorice de fapt înseamnă documentar artistic, și am venit pentru balul portului popular și pentru șezătoarea de la Rupea. Dar venind aici am mai descoperit și multe alte lucruri și am profitat
și am muncit zi lumină, chiar și noaptea am programat filmările care nu au necesitat exterior și atunci s-a muncit foarte, foarte mult și sperăm ca această echipa noastră mare, Rupenii, dar și echipa de televiziune împreună să iasă pe post, să se simtă acea bucurie a ceea ce fac oamenii ăștia, a luptei lor pentru păstrarea și perpetuarea și simțul și spiritul, tot ce înseamnă la un loc identitate națională. M-ați adus într-un punct al discuției unde îmi place că m-ați adus și îmi place pentru că mi-ați aruncat mingea la filă și vreau neapărat, dumneavoastră știți că trăim într-o lume foarte pestriță. Din păcate, lucrurile nu sunt așa întocmai cum ni le-am fi dorit noi din punctul acesta de vedere, pentru că probabil de la București lucrurile s-or fi văzând altfel, dar de la noi de acasă lucrurile se văd un pic diferite ceea ce se vede pe micul ecran din perspectiva tradițiilor populare. Pentru că mi-ați aruncat mingea la fileu, trebuie să vă pun următoarea întrebare. Cât de responsabilă sau ce responsabilitate a simțit pe umeri, stimată doamnă, în momentul în care v-ați angajat să realizați o astfel de misiune și nu spun lucruri mari? Pentru că se cunoaște faptul că ori ești prietenul tuturor și atunci nu-ți pasă de ceea ce apare pe ecran, ori devii dușmanul multora și atunci încerci să oferi pe ecran sau să lași pe ecran să iasă doar ceea ce credem noi la ora asta că merită să învețe copiii, nepoții, strănepoții. Ce presiune simțiți pe umeri atunci când vă angajați în realizarea unei emisiuni? Și nu vorbesc cu niciun cuvânt mare. Nu simt presiune. Nu am gândit niciodată și nici n-am simțit, nu am acest sentiment. La mine, de multe ori le spun și colegilor, munca de televiziune e un hobby. Deci la mine nu este un serviciu la care aștept ziua de salariu. Nu m-am gândit niciodată. Și acum întrebarea de la dumneavoastră a venit, dar nu m-a înghețat. Nu am presiune. Nu am alte sentimente care să îmi creeze distanță între ceea ce simt eu și vreau. Pentru tot ceea ce fac și redau pe post, spun doar atât că sufletul meu nu mai este al meu. Se folosește de multe ori expresia am pus sufletul în palmă. Da, cred că eu l-am pus de mult pentru telespectatori și nu numai pentru ei. În primul rând eu gândesc când plec pe teren, plec prin țară și nu știu câți pot face ceea ce facem noi, echipa aceasta de la Popas Folclorice. Ne gândim la dorința oamenilor din satul X, Y, din munți, din văi.